Ce moment am prins să moară Gigi. Abia am dat drumul la cameră. Ce pasă? Facem. Mergem să ne luăm sculeta pescuit. Vă salută, fratilii, sunt foarte zâmbăresc și bucuros pentru că a venit Saio la mine și mergem la marele pescar să ne luăm scule de pescuit. Poate o să ajung să-mi cumpăr și o de-asta. Mamă, numai pe Vasile Pădurarul nu-l vedeam, uitați-vă și voi, na. Bă, ce p***a mea, ce așa scum la vedere? Ce ai zis, bă? Ha? Ce ai zis, bă? Ce scum la ce la vedere? El e Vasile, deci nu am avea, deci dacă mă gândesc. Dacă era striga și striga aici, în fiecare zi de vine bola, bă. Băi, eu te aud, dar n-am mereu chef să răspund, bă. Ce faci, bă? Bine, bă. Vreau să zic că nu mai ești prietenul meu. De ce? O să te super pe mine. Știi ce am făcut ieri? M-am făcut vișinată 30 de litri, băi. Bravo, bă, bravo. Bă, mi-am pus la sirop frumos. Asta înseamnă că ești gospodar. Păi da. Gata, nu mai luăm. Nu mai luăm, să mă înveți și pe mine. Ia zi și mie cât alcool să pun. Păi... Deci fii atent, am pus așa, un rând de la gros de vișine, un kil de zahăr. E mult bun și nebun. Un bă, ca să fie dulce, băi. În ce ai pus? Ce? În ce ai făcut? În damegeană de aia mare. De 50 de kile? 34 de litri. 34? Da. Câte, gura câte, stai puțin, câte kilograme de vișine ai? 13 kg de vișine am avut. O, 24, e mult. Ce e mult? Vine, vișine e multe. E multe vișine pentru ce? Pentru zahărul? Nu. Vreau pentru cantitatea la damigeană. Eu vreau să fac calitativă, nu cuțuică de aia, că de la tine mă durea capul, bă. Vasile Pădurar. M-am hotărât pe un model de roadport, deși le-am încercat pe astea 200-300 de lei de cash pe ele un pic. Și rămânem cu ăsta. Ăsta e mai trainic și îmi și place, deși are mai multe posturi, eu am vrut pe 3 posturi, îmi place ăsta că e mai trainic. Și acum... Îl aduce băiatul, îl pune direct la casă și mergem să alegem lansete cu mulinete. Aia e important. Hai să vedem aici ce-i buba. Mamă, câți peștoi, băi. Îmi place chestia asta aici acum. Deci astea sunt... ce ai spus că sunt? Acum e risopca. A, dar nu credeam că scrie pe aici. A, ba, dar scrie pe aici. Ba. Două bucăți vreau. La mulinetele vrea pe ăla, cu tambur mai puțin adânc, nu? Da. Păi crocastul ăsta, nu? Crocastul vine în două variante. Ah. Tambur mai adânc și unul mai puțin adânc. Mai lung, mai adânc? A, mai să intre mai mult fir. Nu ajută. Păi și ăla care mai puțin adânc cât fir 300, intre? 300 de metri, 0,35. Am optat pentru nebunia asta Daiwa Crosscast 45. Donați, donați. El e de vină, ca să știți, el îmi cheltuie bani. Uite asta. Păi da, dar eu te învăț pe tine ce să iei acum și după aia să mă bați. Nu? Urmează să facem o partidă de pescuit și sigur pierde, așa că o să te provoc în gala, Irixef. Ce să provoci, mă, tate? În gala pește FX. Dale. Deci am ales până acum două mulinete, două lansete, un road pod și urmează să ne luăm acum fire, draci, laci. Oricum o să le vedeți pe toate. Acum alegem firul. Și Saio se pare că este un pic depășit de situație, că mă întreabă pe mine chestii și eu nu știu nimic. Cam asta te coafează? Vai, asta e cel mai frumos fir pe care l-am văzut. De asta roșu vreau. Păi vrea roșu, dacă omul vrea roșu, trebuie să-i dăm roșu. Roșu vreau, Saio, te rog. Lolo. Abia aștept să-mi aduc asta, că mi-a rămas capul aici. Deși am vrut să luăm de asta, dar asta e mai altceva. Și ne-am uitat și la... Unde mă Shimano aia, nebunia aia, XT-ul ăla, Obsidian, Elite Surf, uite și Elite Surf, bă, nu l-am văzut. Și asta mi-a plăcut mult, Elite Surf-ul ăsta, dar aveam un Shimano pe care l-am vrut noi. Unde e Shimano ăla, mă, de l-ai pus înapoi? Că eu nu-l văd, să mă arăt zice. Stai, mă, că ce e o cumă, frate. Păi da, mă, dar e, a, uite-l, mă, nu e, nu. Bă, vede, l-ai pus înapoi aici, ești nebun la cap. I-am pus, da.
Bă, l-ai pus înapoi, era pe aici, pe undeva. Și mă, nu mă. Bine, ai pus-o la un cuba, să mă. A, da, mă, bravo, eu sunt prost. Bă! Asta e XT-ul. Dar, bă, eu ce căutam eu? Păi cred că e sus pe undeva, nu? Nu. Facem probleme pe aici. Revenim la firele noastre. Zi, ce ai găsit la firea? Deci? De cât este asta? 0,25? Este un 0,25-251, dar... Da. E un pic mai mare decât ăsta, e supraevaluat un pic, nu mult. Ia. Ia. Păi și nu merge sau ce? Ce? Ba da. Ba da. Vrei ai mai supraevaluat, ok. Un pic de tot. Ca da. Preț. Și ăla e cele mai bune. Două bucăți ale mele frumoșele. Uite. Ce este aici? Un înaintaș, 0,25. Ca să poți să dai 300 de metri. Ca să dau 300 de metri? 300. Următorul campion la aruncare în distanță eu o să fiu, Conacu. Deci noi am ales chestia asta. Mojo XTI. Și trebuie să luăm niște dăștea, bă, cum îi zice. Niște swinger. Saiu? Swinger. Uite-l pe Saiu care a plecat. Ce se? O să vrea să mă bată, cred. Da. Bă, deja ți-e frică. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică. Deci în materie de cărlige, n-am gândit la astea. O să iau eu câteva făcute, pentru că urmează să învăț să le fac ca lumea, că așa ar trebui să fie un pescar, să știe. O să iau pentru următoarea partidă, care se apropie foarte rapid, e mai puțin de o săptămână. O să-mi iau eu câteva făcute și după aia învăț și eu să le fac, că am altă bază. Dar acum ne uităm după ceva făcut, ca să pot să pun pe monitorul meu. Și astea n-au făcut curci. Uite asta așa. Lecții direct în magazinul mare de pescar cum să fac asta. Deci cu ce bă, mă? Cu igliță? Igliță, croșetă. Igliță și croșetă. Sunt multe. Bă, vechea romană, Jameson. Croșetă sună mai bine, nu? Da, croșetă, cu croșeta zi. Croșeta, da. Așa. Deci bași firul pe aici cu croșeta, dragi. Dragi, ăsta după care îl bași pe... L-am peștere vostru că eu am plecat acasă. Da, mă, lasă-mă, dracu, cu vantea. Auzi, igliță și croșet. Pe unde e ieșirea, nene, că eu vreau să mă duc acasă. Uite, băiatul ăsta chiar mi-a arătat. Băi, Saiu, m-am dus și am zis lui băiatul ăla, zic, eu vreau să plec acasă, dar el săracu, uite, uite, pe acolo te duci. Mi-a mâncat zilele. Trebuie să mai spuneți o dată modelul, vă rog. Modelul se numește Car Spirit. Da. X1. Este prevăzut cu un manet care se montează aici. Da. În momentul când ați luat peștele, a căzut. Ok. Asta este carbon, foarte rezistent, ușor. Da? Se desface mărind unghiul dintre brațe. La mine mișcarea este asta. Da. Da. Sunt ramforsate toate cu metal. Și ce prindere avem? Pe magnet sau ce? Nu, nu, nu. Asta nu e magnet. Asta este tensionare. Ah, ok. Doar toate sunt pe același principiu. Ok. Toate micioagele de crab. Au același principiu. Nu recomand. Sunt grele. Asta folosesc. Da, vreau și unul de asta, bă. M-am hotărât rapid. Eu nu mă hotărăsc greu. Mie trebuie să-mi dai doar puține chestii. Plusuri. Dar minusuri n-are? Miciogu a zis că are un magnet aici. Da. Ai inclus în el, gen aici. Da, 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 e pus, se pune aici. Ok, și fix, are și fix unde să-l pun. Exact. Perfect. Și are și o husiță. Bănuiesc că mi-intră lejer în husa de... Exact ca lungimea lansetelor. Ah, perfect. 1,80 a zis. Perfect. Lansetele noastre au 3,90? Da. Păi e mai scurt decât lansetele. A venit momentul să ne uităm la husi.
Vreau să te văd în d-astea. Eu am d-asta și eu am intrat, ai uitat filmarea care ți-am trimis-o? Nu știu, am intrat, asta o să zic. Când o să ajungi și tu să prinzi pește mare, o să te știu d-asta. A, mă, lasă. Păi da, mă, ca să intri în apă, să faci poză cu ei. Păi și intru în apă fără. Da. A, și dacă te mușcă somnul. Cine să mă muște? Somnul. Nu am intrat. Salut, frate. Salut. Am intrat peste băiatul ăsta. Zi... Da, mă, deci e o cursă de 3,90. Păi înseamnă că care 3,90? Că nu rămân... De 2 metri. De 2 metri, da? Exact. Și trebuie să fie mai mare ca să poți să las și cu mulinetele pe ea pusă. Păi are așa, vezi? Da, și să minte și minciocul. Și dacă pot să bag și acolo, nu știu, niște... Pește? Nu pește. Bună e, idee! Ești fraier. Gabi de pătâncă pești să nu mă cauți niciodată în astea. Și o geantă frumos. Dar cât e de asta? 100 de lei. 100 de lei, câte? E un leu pungă de aia, mă, la mega. Un leu pungă, gen, aha. Ca și cum ai luat 10, 100 de pungi, nu? Da. Stai să vedem ce... Dă, mă, să văd. Asta e scumpă, rog. Dă, mă, să văd cât e preț, cu 4 și 2 milioane. Ia. Cât e? Nu scrie. E 3. Este 3. Stai, mă, să-l duc. Da. $3,200,000 husă, bă, și nu e mare, de-aia nu o să mă zice. Bă, băi, oameni buni. Bă, în ce mă bag, mă, mâncați ești, băiată? Mi-am depășit bugetul de mult. Ca să știți, am avut buget 3.000 de lei, dar mulțumim sponsorilor noștri. Cosmina, Pană, Juve, al nostru Juve. Tot respectul, Robert Tipa, Paul, mulțumim frumos pentru sponsorizarea acestui clip. Am găsit-o pe măta, bebe. Asta e măsa lui bebe, băiatul. Wow, bebe, vin acasă, mă! Ioi! 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 Auzi, băi, Saiu, am venit să luăm două bețe, două mulinete. Da. Două bețe, două mulinete. Hai să le desfacem, să vi le arătăm. O parte din mine plânge rău, dar tot la oa. Această oră, dacă mă gândesc că aș putea să am și o mașină de asta. Frumoasă mașină, să o stăpânească sănătos, frate. După vlogul ăsta i-am făcut pere albi, mâncava și grava. O să vorbim un pic mai tare să ne asigurăm că o să fie exact audio perfect, pentru că am zis că filmez în magazin și n-am nevoie de la valiere. Și acum vă prezentăm ce am cumpărat și am și am și bonul aici. Și înainte să începem, vreau să vă zic în felul următor. Spuneți voi câți bani credeți că am cheltuit astăzi la marele pescar. Spuneți voi, comentariu. Pui stop, intri și comentezi. Bine? Cred că trebuie să începem cu lemiez, nu? Am eu una, tu ai una, dar am în două stale mele. Băi, am luat două bețe. Deși mi-am luat tripod, trepied, rodpod, cum dracu îi mai spune, da, rodpod. Poți să-i spui rodpod. Poți să-i spui rodpod. Am luat două lansete și anume o Kuma LS 8K. Nici scumpe, nici ieftine, zic eu. Da. Te ajut? Cred că da. Uite aici, tragi de frumos. El n-a mai avut astea și de-aia. O las eu pasat după. Ce avem aici? Să vedem ce prinzi tu cu astea. Păi cum ce prind? Mamă, bă, dar ce ușoară e. De-aia, de-am două, da? Da, da. Nu, cred că n-are rost să o zi. Să o grupăm, o văd pe vlog, n-are rost să o grupăm. Dar zi-ne ceva despre ea. Este o lansetă exact ce-ți trebuie ție. O lansetă ușoară. O lansetă ușoară, ușoară, foarte bă, prima ușoară. Chestie, eu când am pus mâna pe ea... E foarte ușoară. Ușoară rău de tot. Și foarte... foarte rezistent. Te ajută foarte mult în lanseuri lungi. Da. Eu cred că unii oameni care se uită majoritatea sunt la fel de pescar, la fel ca și mine, adică mai deloc. De ce un băț de 500 de lei și de ce nu un băț de 100 de lei de-l găsești la Râma Veselă peste tot? Depinde foarte mult din ce e făcută, cum e făcută. E
Există băți pentru plantat, există băți pentru lansat, pentru distanțe lungi. Și ăsta este un băț de? Un băț de 3,90-3,5 libre, cu care poți să lansezi. Să dai tare. Adică ai bază pe, da, pe el, da, nu? Da, da. Că este testat. Da, aici o să dai, nu? Prietenul nostru l-a testat destul. Da. Și așa, și cu asta trag și cu asta fac arcul, o să văd eu asta. Asta că urmează vlog. Asta m-am învățat ieri repede așa. Am dat ultima oară și am luat momitor. Așa cum ai zis tu, cam eu am dat cu tare. Că-ți dai seama, ăsta pleacă 270 de metri de aici. Problema e acolo. Da, 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 da. Trebuie să și te ajute. Deci, două Okuma LS 8K. Pune și prețul dacă vreți. Le băgăm înapoi? Le băgăm înapoi. Unde e husa? De aici. Deci avem două bucăți. Deși, precizez încă o dată, am luat un rodpod. Am vrut un rodpod de 3, dar am luat rodpod de 5. Te pup, frate meu. Mă mai salută lumea, e... Da. Așa. Fac. Bun. Urmează crem de la crem alături de ele. Ne-am dus și acum pot să vă fac și o mică confesiune. Eu am avut un buget de 3000 de lei. M-am înțeles și în jurnal pe parcurs așa. Eu să zic jurnal sau saio, na. M-am dus pe un buget de 3000 de lei pentru lansetă, mulinetă și am zis, hai mă, că intră și un rodpod, știi? Dar după aia am zis, bă, hai să nu dau totuși 900 de lei, 1000 de lei pe o mulinetă și să vin între doar asta și să iau mai multe și mai ieftina, că așa am făcut-o și o românească. Ce avem aici? Ce avem? Ce avem aici? Ceva, oricum, ceva bine. Ce avem aici, tati? Scoate. Scoate o fost de cap. Man. Vorbim despre o mulinetă și anume Daiwa Crosscast 45 SK, mama lui mama. Bă, de unde poți să fie? Da, mă. Uite-o. Ce ziceți, mă? Ce ziceți, mă? Au te sutiri de milioane. Am optat pentru această mulinetă, deși aveam în vedere noi să cumpărăm niște Shimano XTE de 14.000. Da. Doar că erau vreo 900 de lei, 800 și un pic spre 900. Și am zis, bă, 2000 de lei, două mulinete și cu bețele și nu mai au nimic. V-am spus, am făcut un downgrade așa mic. Da, eu zic că oricum le schimb. Ha? Nu e rău. Abia aștept să testez mulineta asta. Bățul ați văzut. Asta e mulineta. Să-mi spuneți și mie despre fiecare chestie, părerea voastră, că mă ajută super mult. Avem o frână rapidă. Ok. Care, uite, la jumătate de tură se slăbește. Ok. Care te ajută foarte mult. A, când ești cu preșel în drill și... În drill nu trebuie să mai faci de 50 de ore așa. Te-ai jucat de aici. Da, ok. Și preșea imediat. Da, 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 da. Bun. Și am luat două bucăți de-astea. Hai să le băgăm aici și să continuăm. Bagă aici. Dar abia aștept să ajung cu ele pe baltă. Nu aveți idee, nemul. Mâine m-aș duce. Mie nu prea-mi plac alea cu lemnul ăla acolo, știi ce zic? Și mai avem aici niște garnituri de alea de butelie. Continuăm. Am mers pe un Rodpod Hakuyo aluminiu RP 145 5 posturi. Deși am vrut 3. Dar era singurul pe care l-aveau ei acolo. Nu o să-l scot de data asta. Nu-l scoatem. Doar îl arătăm așa să vadă lumea. Îl caută lumea pe net dacă vrea. Hakuyo. Ideea e că are 5 posturi și e din aluminiu, parcă, sau un fier, nu știu, e dur așa. Eu voiam negru, dar n-a fost să fie. Asta nu e urât. Nu e urât, însă e dintre toate pe care noi am pus mâna și am tras un pic de ele. E cel mai stabil. Cel mai stabil. N-are nici mult, cred că n-are plastic deloc, de fapt, da, pe el. Da. Pe acest rodpod, bineînțeles că punem niște avertizori, senzori, cum dragi le mai zice. Senzori, cu stații. Am luat în felul următor, Mojo XTi. De ce i-am luat pe ăștia? Că ai zis tu ceva de ei. I-am avut, ai avut fix la fel. Ai avut fix la fel, dar altă denumire. Altă denumire, dar identici, identici. Bun. La unul i-am testat când am pornit și eu, cum ai pornit tu, tot cu ăștia am plecat. Cu ăștia, da? Păi eu o să ajung, cât de mare vrei să ajung? Mai mare, mai mare decât mare. Sus. Ăștia sunt senzorii. Nu știu de ce arată 4 plus 1, cred că sunt seturi diferite. Sunt seturi, da, să schimb. Pe mine mă interesează că m-a întrebat băiatul ăla, m-a întrebat pe acolo, de eu am zis că mă fac de răstartă. Mă întrebau că ce ați dori, criterii, da. Și eu la asta știam, tata. Aici m-am dus și am zis, bă, vreau o pereche de asta de senzori cu stații să bată cât mai mult. Să pot să plec. Da, să pot să plec de pe baltă, dar totuși să bată, că a mea mai cum bate 10 metri. Cum îi place lui să plece pe toată baltă. Dă nebun. Ăștia sunt senzorii, abia aștept să-i folosesc. Bun,
Pe lângă asta mai avem nevoie de niște swingeri. Hai să-i desfacem, să-i și vadă. Și avem swingeri. Aici m-am lăsat condus de ei să numesc niște swingeri de la Mivardi, care vin cu tot cu gentuța asta, e destul de importantă. Și să spuneți voi pescarii că nu ați avut nevoie vreodată de vreo gentuță de asta, tată. Hai să le arătăm unul. Ăsta? Bine băgat cu ăsta. A, ok, ok. Da? A. Îl bagi și îl întorci. Unde îl întorci, mă? Îl bagi invers. Dacă nu vrea așa, vrea invers. A, ok. Bun. Ăsta vine pus acolo, bam, bam. Bun, arată în felul ăsta. Parcă e un pic mai altfel decât normal. Eu, personal, eu n-am vrut cu drăcia asta. El mi-a zis, eu îmi zice acolo, înăuntru, zice, bă, eu n-am mișcat asta decât de vreo 4-5 ori de când pescuiesc cu ei. Eu am vrut albi să fie, am zis în cromatică, n-am avut albi. Și greu. Cum, îi spune, cum îi zice la ea care vin cu un plănțic de la șana și eu am niște cilindri mici așa, de treci până el. Hunger. De aia sunt? Da. Bun. Ei, ăștia avem de la Mivardi. Pac, pac. Spune-mi și mie o chestie, Saio, că ești pescar de mult timp. Am văzut multe clipuri pe YouTube, mulți pescari, mulți pe TikTok, peste tot. Pescari de ăștia mai, care au scos și capturi mai mari, bine, nu la fel ca mine, dar mă rog. De ce nu băgați, mă, asta în senzor, mă? Bă, mereu, uite așa. Deci, îi vezi, așa, astea sunt pe jos. Niciunul nu-i văd eu cu ăsta băgat în senzor. De ce? De ce? De exemplu, la concurs, da, nu-ți bag asta ca să nu vadă vecinul ce senzor îmi trage, ce lansetă îmi trage. Să nu vadă ce lansetă îți trage? Da. Păi și contează dacă vede ce lansetă îți trage la concurs? Dacă trage lanseta 1 care este lângă el, vede că am scos pește de acolo și poate să-și pună lanseta acolo. Sau poate să-și pună lanseta mai sus ca să nu mai intragă mie peștele. De obicei, la concursuri, noi ne luăm cu o singură culoare. Înțeles, okay. Roșu, albastru, verde, gri. Am înțeles. Și am terminat și cu swingeri. Bineînțeles că eu nu am avut grijă de scule și nu prea le-am ținut un acoperite, să spunem așa. Le-am ținut și pe afară, fără huse. Am mers pe ce asta? Husă de toate, nu? De toate. Este o husă pentru lansetă cu molinetă de la Carp Spirit. Pentru trei lansete. Carp Spirit. Husă, da. Ca să poți să las, are chestia asta, ca să poți să lași lanseta pe tot cu mulinetă, să o bagi direct în ăsta. Dar o faci în două segmente, da. Nu poți să o lași întreagă. Și e mult mai ok pentru tine. Eu stăteam cu mulinetele scoase mereu, pierdeam cutiile, le-am uitat acasă odată. O să vezi cum o să le bagi. O să demufezi, pui și lași și tot, și monitorul și tot ce pui. Bă, du-te de aici. Cu tot cu cârlig, da. Când ajungi, o să vezi că așa o să faci. Așa. Și avem, de se numește Magnum Multisleeve, 13 feet, mă rog, 13 feet, eu știam că e 3,90. Așa, și nu mai avem, mai avem decât niște acareturi. Mi-am luat mincioc, țineți-vă bine, că mi-am luat un... Pentru pește mare, nu? Pentru pește mare l-am luat, un de la Carp Spirit, Magnum. Bă, e mare rău, pot să vă zic că o să-l vedeți în vlogul următor, e mare rău de tot. Și îmi place că pot să-l bag direct, eu n-am mincioc, adică eu n-am deloc. Eu pe unde m-am dus, eu n-am avut mincioc. Și dacă eu m-am băgat după pește în apă. Și ăsta destul de scump, cel 500 de lei. Totu-i scump. Totu-i scumpă, băiatule. Pescuitul n-are limite, frate. Te duci cu... Na, asta mi-a zis într-una. Deci eu băgam un coș, băgam un coș, băgam un coș și după aia zice pescuitul n-are limite. Și am mai luat acum, și aici trebuie să-i dau și mulțumiri lui Saio, am mai luat niște consumabile, odată. A vrut roșu. Caliu. Am vrut fir. Este un fir bun. Trabuco Long Cast Fluo. 0,25. 0,25. 2,51 e de fapt. 2,51 și e puțin mai mult decât 2,51. Asta ziceam că e supradimensionat. Pe ce înseamnă supradimensionat? Nu are 0,251, poate să aibă 0,252. 52, da. 60. Ok. Și ăsta ce e? Un înaintaș textil. Un înaintaș textil pe care am dat 40 de lei și 50 de bani. Să dau șoc cu, să dau cu putere. Da. Explică-le cum i-ai explicat mie, explică-le oamenilor cât de mare trebuie să fie înaintașul și de ce să folosești înaintaș. Păi, înaintașul se pune așa, după ce ajunge pe molinetă, pe tambur, 2-3 spire, da. Da, trebuie să plece pe toată lanseta, plus încă
jumătate. Deci, da? Trebuie să fie o dată cât e toată lanseta, da, după aia încă jumătate cât iese, da? Să și spune că e momentul. Și încă 2-3 spire pe tambur. Pe tambur. De ce de să ce? Fie pe tambur? Că atunci când lansezi, toată presiunea o să fie pe tambur. Nu e pe fir, nu? Nu. O să fie pe firul textil care este pe tambur. Și firul textil, bineînțeles că e mai mai rezistent decât ăla și în primul rând, firul ăsta are elongație, fiind din plastic, tu când pui presiune pe el se întinde. Aha, ok. Da. El poate să fie așa, da, și după 10 lansări poate fi așa. Da. Dar mai revine înapoi? Dar nu se rupe. Ăsta nu se rupe. Ăla se rupe. Astea sunt firele și am luat niște consumabile. De-aia am zis că trebuie să-i mulțumesc pentru că s-au oferit să-mi facă și mie un penar cu cum îi spunem, că am un lapsus. Penar cu riguri. Cu riguri. Și am luat niște chestii de astea consumabile. Una, niște cârlige de 6, că eu vreau de 6 neapărat. Niște cârlige de 6, niște agrafe, ocheți, dreci, obleți, cum le zice la astea. Nu știu eu exact. Și niște colă. Și astea au fost, fraților, și pentru astea am plătit numai puțin de 4422 de lei. Și ceva îmi spune că tu, gen, ți se pare puțin. Nu neapărat, că nu este puțin, da? De cât timp pescuiesc să ai? Pescuiesc de mic, dar pescuit agresiv de 2 ani de zile. De 2 ani de zile. Adică, concursuri, okay. Cu bărți, săptămânări. Câți bani crezi că ai cheltuit în ultimii 2 ani cu pescuitul? Sincer. Eu, sincer, n-aș intra în detaliile astea. Bă, o sumă așa, arunc. Nu, n-am cum, n-am calculat niciodată. Nu știi, cât crezi tu? Arunc așa în aer. Poate fi mult minus, poate fi mult plus. 27.000 de euro, zic. Nu știu. Nu știi? Nu vreau să zică. Vreau să-i mulțumesc un Saio, unul la mână pentru că m-a îndrumat, doi la mână pentru că și-a luat din timpul lui și am fost și cu mașina lui și am fost să mă ajute cu toate nebunile astea și m-a învățat și mă mai și învață, să-i dai și lui subscribe, găsiți în descriere linkurile lui și follow pe Instagram. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem la următorul vlog. Ciao!